Farul se impune din nou împotriva Universității Craiova, devine deja un complex, putem vorbi de așa ceva. 6 din ultimele 7 partide directe au fost câștigate din campionat, au fost câștigate de echipa lui Gică Hagi. Craiova a arătat bine la început, să spunem, primul sfert de oră, după care lucrurile n-au mai stat deloc bine. Cu un Cojocaru care își marchează primele sale 2 goluri, odată în plus Hagi trimite un tânăr de care nu știa nimeni nimic în meciuri importante, și acesta arată că poate să facă față la acest nivel. Farul se apropie, sare peste Rapid în momentul de față, se apropie de podium și rămâne să vedem cum va arăta până la urmă clasamentul. Este o nouă etapă bună pentru FCSB până acum, un nou meci bun. Meme Stoica, salut! Cristi Pulhac, salut! Zâmbește Cristi! Ai impresia, senzația este că o etapă bună pentru FCSB și pentru CFR. Deși se apropie Farul. Acum ți-e frică de... Nu, la noi. Nu, la noi, departe. Dar am impresia că... Deci tot ce s-a întâmplat până acum în play-off ăsta, ați aranjat voi cu mâna. Deci nu există... Întotdeauna, ăla care e mai jos clasat, îl bate pe ăla care e mai sus clasat. Pot să spun că am avut niște discuții, dar nici dacă le puneam noi pe hârtie, nu îndrăzneam să propunem asemenea rezultate. Dar astea sunt rezultate. De ce putem să facem? Nu se mai poate schimba nimic. Ok. Acum, dincolo de că ajungem și la clasament, avem multe de discutat. E o victorie meritată a Farului? Eu așa cred. Și un deja vu. Că Farul a avut... A câștigat cu același scor și după oarecum cam aceeași evoluție și în sezonul regular, tot în 2024. Da. Cu ocazii multe, Craiova a avut ocazie, a avut 2 bare, nu? Dar a părut vulnerabilă și pe fază defensivă. Da. Și un atac haotic, adică hai să mergem la Cojocaru să-l ascultăm, până la urmă este personajul principal al serii. Sare cum e? Da, mă simt foarte bine. Mă bucur pentru realizările mele și cred că am făcut un joc colectiv foarte bun în prima repriză, am făcut presiune și mă bucur că am reușit să învingem azi. De unde a venit Ionuț Cojocaru cu această evoluție în play-off, 2 goluri, 2 asisturi pentru tine în 4 jocuri? Din academie. Sunt de mic acolo. Mă bucur că mister îmi dă încredere și cred că i-am răsplătit-o astăzi. Vorbea Gheorghe Hagi după acea pasă din Giulești despre continuitate la tine. Pare că în aceste momente ți-ai găsit cadența. Ce te-a făcut să devii din ce în ce mai bun? Toată lumea m-a susținut, îmi spunea că sunt foarte talentat, să muncesc din ce în ce mai mult, să nu îmi pierd niciodată încrederea în mine și muncesc foarte mult în fiecare zi. Cum e pentru voi acum? 29 de puncte, treceți peste Rapid, e adevărat, ei cu un joc mai puțin, însă cum e pentru voi? Puteți ataca măcar poziția a doua? Noi vrem să luăm fiecare meci în parte, să luăm 3 puncte la fiecare meci și cred că această victorie ne ține în cursa pentru Europa. Astăzi ați început greșit, au înscris ei primii, însă v-ați păstrat calmul și ați reușit să redresați situația. Cum ați făcut acest lucru? Da, meciul de fotbal are 90 de minute, am rămas calmi, concentrați, ne-am văzut de jocul nostru și... Cred că asta a fost secretul. Multă lume vorbește laudativ despre tine. Este doar începutul pentru tine în carieră cu adevărat spre fotbalul mare? Da, e doar începutul. Vor urma mai multe reușite, cu siguranță. Îți mulțumim tare mult. Seară bună. Da, l-am auzit. Erou neașteptat până la urmă al serii ăsta, Cristi Pulhac. Da, bine. Are un parcurs bun. Deocamdată. Da, mai aștept, nu mă hazardez. A, nu, dar noi discutăm meciul de astăzi, adică nu-l facem acum pele. Păi, dar cred că trebuie discutat despre ce a reușit Puștiu ăsta în seara asta. Că nu poate fi trecut. Foarte bun. A reușit 2 goluri. E o pantă bună, să spun așa. Dar, da, eu tind să dau verdictul mai târziu. Da. Te-ai fi așteptat meme? Nu. Acțiunea de la golul 2 al lui Gregorian este extraordinară. Absolut. Și Gregorian, în general, cred că a făcut
un meci foarte bun. Și, cu jucarul nu, pentru că știu că fusese împrumutat la Petrolul, n-a jucat, s-a întors, dar m-am interesat pentru că pasa aia din Giulești a suscitat interes. Și mi s-a spus că a avut o perioadă în care l-a chinuit o pubalgie. Și pubalgia... Am avut și eu, da. Am avut și eu. La un moment dat te trezești bine, dar până te trezești bine nu e ușor deloc. Ne întoarcem pe Oblemenco, acolo unde l-a ascultat pe Popescu. Asta este, se întâmplă. Sunt și ei fotbaliști și joacă pe teren, încearcă să marcheze. Din păcate am primit gol, dar după am rămas calm, ne-am făcut jocul și am întors rezultatul și mă bucur că am făcut-o. 7 puncte pentru Farul în acest play-off, cu un meci pierdut pe final cu FCSB-ul. De unde această revenire a voastră? Da, într-adevăr, am început bine play-off-ul, suntem într-o pantă ascendentă, mă bucur pentru asta, mă bucur că ne iese jocul și că adunăm puncte. Cum a spus-o și mister și toată lumea, obiectivul nostru sunt cupele europene și mergem înainte pe acest obiectiv. Cum e pentru tine? Joci și în stânga, joci și în dreapta, poziția ta e fundaș central, dar iată că ești folosit cu brio până la urmă de Gheorghe Hagi. Da, într-adevăr, poziția mea știe toată lumea, de bază este fundaș central, dar am vorbit cu mister, mi-a spus dacă pot să joc și în dreapta, am zis că încercăm, am încercat la antrenament, până la urmă mister decide, joc pe orice poziție, sunt băgat, încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Zic eu că a fost destul de bine și mă bucur că pot juca și acolo. Cum se vede drumul vostru în continuare, apropo de faptul că, iată, urcați peste Rapid, cel puțin înaintea jocului celor din Giulești? Da, ne bucurăm că suntem așa, că luăm puncte, că adunăm puncte, în special în deplasare. Sperăm să rămânem acolo. Într-adevăr, cei de la Rapid au un meci de jucat, dar, sincer, nu ne interesează. Trebuie să ne facem noi jocul, să câștigăm meciurile noastre și vedem ce va fi după. Cum e pentru tine? Ai intrat în atenția celor de la FCSB, se pare. Da, am citit. N-am știut nimic până în această dimineață. Am citit și eu în presă. Mă bucur. Mă bucur că lumea se interesează de mine, dar sunt aici. Am contract cu cei de la Farul. Cine, nu știu, e interesat de mine să poată să vorbească cu mister și după vedem ce se poate face mai departe. Per tenta, nu? Să înțelegem. Asta rămâne de văzut, nu pot să zic acum. Am contract aici, sunt la echipa asta, rămâne de văzut din vară sau ce se poate discuta după ce se termină campionatului. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. Ai cuvântul, meme. Da. E interesant pentru voi? O pot să vorbesc despre un jucător care este sub contract cu alt club. Pentru că aș încălca prea multe și nu fac chestiile astea, n-am făcut-o niciodată. Îți place ca fundaș lateral el? L-am văzut prea puțin. Uh-huh. Am văzut un singur meci întreg. Cu noi a jucat foarte bine fundaș dreapta. Fundaș stânga l-am mai văzut anul trecut. Am fost surprins că poate juca și în margine. Jucătorul care mi-a plăcut de când era la Dinamo. După aia am pierdut puțin urma cât a fost în Scoția. Uh-huh. E un jucător interesant. Da. Doar că are 31 de ani. Da, vârsta reprezintă un impediment. Ca fundaș central e ok. Da, dar ca fundaș central noi stăm chiar foarte bine. Pe laterale... Bine, cred că oricine își dorește jucători polivalenți. Adică nu cred că încurcă pe nimeni un jucător care să poată la o adică să acopere în situații, mai ales cum sunteți voi, n-aveți un lot foarte mare. Dar nici așa cum am auzit foarte multe discuții, suntem pe foarte multe posturi dublați. Le ascultăm și pe Luis Munteanu. În deplasare și da, așa cum am mai spus, suntem fericiți pentru această victorie. Sperăm să o legăm și acasă acum cu o victorie și să rămânem acolo în lupta pentru Europa. Farul, îi spuneam și lui Mihai Popescu, cred că ești conștient și tu, obține 7 puncte din acest play-off. Să nu uităm cu FCSB-ul l-ați pierdut pe final. De unde această revenire când la un moment dat Farul se gândea cum să facă să prindă play-off-ul? Și în sezonul regulat s-a dovedit că am jucat mereu bine cu echipele bune. Mă bucur că mergem pe această linie. Cum ai zis și tu, 7 puncte în play-off.
nu a fost ușor, dar noi muncim zi de zi și sperăm să câștigăm și acasă acum cu CFR. Se văd cupele europene? E de vreme să vorbim. Mai sunt meciuri, așa cum am mai spus, sperăm să facem un meci bun acasă. Nu prea mai câștigat acasă în play-off. Cred că n-am câștigat deloc, dacă nu mă înșel. Sperăm să facem un meci bun cu CFR. Nu v-ați speriat după 1-0 pentru Craiova, ba chiar v-am văzut foarte calm și sigur de ceea ce aveți de făcut. Ați reușit să întoarceți, deși n-ați început tocmai bine. Ce să ne speriem? Am făcut o partidă bună, suntem fericiți că am reușit să revenim de la 1-0, nu este ușor. Am dat dovadă de caracter și suntem chiar bucuroși. Pentru tine, cum e când vezi că toate ziarele scriu, FCSB-ul te vrea, a deschis negocierile cu Fiorentina, Rapidul și-a anunțat și ea intenția că te dorește. Tu ce faci? Ce vrei să faci? Eu nu știu nimic despre ofertele astea, mai am 6 meciuri în play-off. Vreau să joc cât mai bine și să fiu golghetorul play-off-ului. Acesta este obiectivul meu. Dacă ar fi să te gândești acum, ți-ai dori să rămâi în România sau să te întorci în Italia să demonstrezi? Mai am 6 meciuri, vreau să joc cât mai bine și după voi vedea. Mulțumim tare mult! Bun, l-am auzit și pe Luis Munteanu. Și el vorbește tot de la farul. Vin, dom'le, te vrea FCSB? A spus-o Gigi Becali. A spus-o, da. Legat de Popescu, nu a zis. Ți-a plăcut astăzi, Luis Munteanu? Mi-a plăcut coșocarul. Aia, evident. În primul rând mi-a plăcut rezultatul. Da. Nu ce să mint, să fiu ipocrit. Pot să mi-l însușesc așa ca un cadou. De ziua ta. Așa. E greu să spui, să găsești protagoniști când l-ai avut pe Cojocaru, care a marcat o dublă și echipa lui a câștigat. Dar nu, mă interesa cum vi s-a părut ambilor jocul per total al lui Luis Munteanu. Ultima oară când a fost aici, a fost remarcatul meciului. Țineți minte, a făcut din Maldonado ce a vrut. Astăzi vi s-a părut la un nivel bun? Nu de alta. Se vorbește de Luis Munteanu ca de o variantă pentru Euro. La un atacant trebuie să vorbească realizările într-un meci. Ca să-i califici evoluția, trebuie să-i vezi realizările. Bun. Gică Hagi. Felicitări, domnule Hagi, o victorie la Craiova după un început nu tocmai bun, cu gol Craiova. Asta remarcam și le-am spus-o și elevilor, v-ați păstrat calmul și ați reușit să... În meciul, când joci cu echipe așa și ești în play-off, important este să te gândești să marchezi, să joci fotbal, chiar dacă se întâmplă în fotbal, se poate întâmpla în orice minut, în orice perioadă a jocului se poate întâmpla lucruri care să... Dar trebuie să menții spiritul pozitiv și să pedalezi, să joci în continuare. Da, acesta a fost un aspect foarte bun pentru că am revenit de la 1-0. După aceea, clar că repriza a doua, ultimele minute, am scăzut, dar ne-am apărat cât am putut contra adversari buni care știu cu mingea, care erau periculoși, dar bine că am câștigat, venim din spate și probabil această victorie ne dă încredere mai multă și vom vedea. Îl remarcam în Giulești pentru acea pasă pe Ionuț Cojocaru și spuneați dumneavoastră să aibă continuitate, asta îi trebuie lui. Iată, după 4 partide, 2 asisturi, 2 goluri. La el e bine că a dat gol, atât. A început, a intrat, a și marcat, probabil acum o să trebuiască ușor, ușor, el are nevoie de continuitate, când am spus, pentru că fizic nu e la nivelul primei ligi, dar ușor, ușor, o duce 45 de minute, mai mult e greu. Și aici de minute, poate, cu semnul întrebării, dar venind jucând, el totdeauna a fost un jucător talentat, foarte talentat, dar totdeauna n-a avut continuitate nici la juniori, accidentări, dar acum arată bine în ultima perioadă, stă bine și vedem. Este următoarea perla echipei dumneavoastră, pentru că mi-aduc aminte și cum Azilul... Faceți-l perlă, da. Haide, nu. Nu, mi-aduc aminte și cum Azilul l-a scos tot cam în perioada asta după pauza noi, de iarnă. Am făcut 5 schimbări, numai jucători tineri. Da. Ăștia suntem noi. Nu cred că nu m-ați învățat cu noi și o să continuăm pe drumul ăsta. Identitatea noastră asta e... La un moment dat ne-o pierdusem puțin, dar acum revenim la origini.
lucrăm pentru acest aspect și o să mergem pe linia asta. Și pare că e totul regulă. 7 puncte în play-off, să nu uităm cu FCSB-ul. Pierdeți în ultimele minute. În rest, lucrurile da, merg extraordinar. Să câștigăm. Da. Trebuie să câștigăm cu 3-1 acel meci. Mai rău. Sau 4. Deci trebuie să fie 3-0 la pauză. Dar am pierdut puncte mari la Sepsi, iar am avut, chiar dacă și adversarul și acolo a fost perioade mai bune, perioade mai puțin bune, ați avut perioade foarte bune ale noastre, perioade foarte bune adversarului, deci așa e play-off, echipele acolo, sunt echipe foarte bune și mici detalii fac diferența. Cred eu că în seara asta noi am fost mult mai eficienți ca Craiova și-a creat și ele ocazii, dar în fața porții cred eu că am fost mai eficienți, cu toate că și noi am avut vreo 2-3 pe acolo. Și iată cum, de când vă făceați grijă, mi-aduc aminte, pentru ajungerea în play-off, iată acum puteți ajunge chiar pe locul al doilea, luptați la locul al doilea, de ce nu? Da, ai zis bine, da, suntem acolo, victoria asta ne aduce încredere, mergem acolo înainte, ne așteaptă un meci dificil, greu, foarte greu acasă cu CFR-ul, dar sperăm să-i bate. Luis Munteanu și Mihai Popescu, pe radarul FCSB, cum vi se pare acest lucru? Să vorbim în perioada asta de ce se va întâmpla în vară, mi se pare greșit, mi se pare lipsă de să nu fiu profesional cum trebuie, deci nu putem vorbi de lucrul acesta. Vom vedea că la momentul oportun, când se termină campionatul, ce va fi. Avem mult de muncă această lună. Ce vom face din vară încolo, la ce nivel o să fim, ce trebuie să facem până anul care vine, printre paranteze trebuie să și lucrăm pentru la anul. Începem ceva frumos, sper să fac ceva frumos, să clădesc ceva frumos pentru Farul în viitor. Mihai Popescu joacă și stânga, și dreapta, și fundaș central. Cum mă lăsați că a dat niște pase, pe acolo mi-a făcut de... Da, e bun. Îl cunoșteam foarte bine, un jucător, el e centru, fundaș central toată ziua, dar îl mai băgăm și în bandă, pentru că noi nu suntem o echipă așa de mare, mai avem nevoie și de fundaș care se apără mai bine, nu împing așa de bine câteodată, dar când vom găsi și fundași foarte buni ofensivi, atunci o să arătăm și mai bine. Mulțumim tare mult! Ne-am întors, dragi prieteni, am ascultat discursul lui Gică Hagi, cel care odată în plus a spus că împotriva FCSB-ului trebuia să câștige cu 3, trebuia să fie 3-0 în pauză. Și 4-1. Și 4-1 final. Da. Dacă pui ocaziile, așa au ieșit, dar eu zic că ar fi trebuit vreo 4-3. Adică pui și tu cu ocazii de bază. Am avut și noi ocazii, am avut și noi ocazii. Da. Am înțeles. Da. Bine, până la urmă... No, ăla cred eu că... Fiecare are părerea lui, nu încerc să impun părerea mea nimănui. Eu cred că era X-ul era cel mai corect, mai corect, nu poate să fie mai corect. Da. Rezultatul corect după ce s-a jucat era X. Cristi, Mitriță, s-a spus de foarte multe ori că FCSB fără Coman și fără Olaru nu este, mă rog, nu ar putea să câștige atât de multe meciuri. Da? Vedem că fără Mitriță, cu FCSB pățesc ce pățesc, da? Mitriță nu este în formă, parcă nu e în formă nici astăzi. Și pierzi o dată în plus. E dependentă Craiova de Mitriță? Din punctul meu de vedere, dacă nu era Mitriță, nu știu dacă Craiova mai era în play-off. Asta e părerea mea. La cum au jucat. Și aici, făcând referire la FCSB, eu cred că FCSB au mai câștigat meciuri și fără Olaru și Coman. Și chiar au făcut-o bine. Adică, din punct de vedere a grupului, a echipei, nu s-au simțit atât de mult, dar au câștigat meciul și nu într-o formă chinuitoare, să spun așa. Dar aici ne uităm și uite că dacă nu joacă Mitriță și nu mi s-a părut astăzi că n-a mai fost liderul pe care îi strângea într-un meci în care l-am văzut și a adunat echipa, mi se pare că și el și-a pierdut speranța, că în momentul când, dacă faci chestia asta, o faci la fiecare meci. Practic, tu ești un fel de capitan al echipei și jucătorul care vezi tu că poți să-i strângi lângă tine. Uite, astăzi nu mi s-a părut. Bine, și celebrul vă omor dacă pierde meciul ăsta de la... Da. De după gol de 1-1 împotriva Aici Rapidului. Aici mă gândesc că probabil și nici jocul lui nu i-a ieșit foarte bine astăzi. Și... O fi și vreo problemă fizică? Adică după accidentare... Eu cred... N-avea cum acum câteva zile să nu mai poată călca. Țineți minte că a forțat cu Galaciu, a vrut să continue și n-a putut, a căzut, iar după aia stătea cu dureri mari pe bancă, n-a putut să joace cu noi meci capital pentru titlu și acum 100% a avut dureri.
dar a încercat că, exact ce spune Cristi, să, dacă intră în teren, poate să fie catalizatorul echipei. Da, e dependență de Mitriță la Craiova? Din moment ce el câștigă meciul cu CFR și Popescu cu paradele lui de excepție, el câștigă meciul cu Rapidul cam de unul singur, da. Se pare că da. Noi, fără Coman, am bătut 3-0 pe Craiova în Ghencea și 4-0 pe UTA. Fără Olaru am câștigat două meciuri la rând anul ăsta. Am bătut Sepsi 1-0 și am bătut la Voluntari 2-1. Deși un alt jucător care a început să joace tot mai bine în ultima vreme, poate cel mai în formă under al campionatului, Bayram, marchează și... Da, marchează, are serie bună, Bayram. Și astăzi are o serie foarte da. Bună. Dar parcă Bayram nu este... Nu e la nivelul, știi, voi ați avut doi oameni foarte importanti, doi oameni care au mers la capacitate maximă în sezonul ăsta, da? Și Olaru da. Și Coman. Cifrele lor așa e. Cifrele lor arată lucrul ăsta. Nici o echipă n-are doi jucători cu cifre. Asta zic. Bayram toate echipele au câte un jucător cu cifre. Da. Noi avem doi. Acum a venit Bayram în partea asta. Sunt și o voce în vestia la amândoi. Mie așa îmi pare. La noi? Adică, practic, nu neapărat o voce, dar practic niște jucători esențiali în echipă. Adică și Coman și Olaru. Indiscutabil. Și jucătorii ceilalți îi simt. Clar că au fost cei mai importanti jucători de atac. Dar știi cum e? E foarte greu să spui ce rol are un apărător, un portar. Na, cifrele diferă. Au făcut cele mai bune sezoane. Sezonul ăsta este cel mai bun al lui Olaru de când e la FCSB. Lui Coman la fel cel mai bun sezon. Și nu întâmplător suntem, în primul rând datorită lor, suntem pe primul loc, cu distanța atât de mare. Însă am câștigat și fără ei. Dar într-o echipă cum este Craiova, da? Cu un Mitriță atât de important, restul jucătorilor atunci când îl văd că nu e în formă, se descurajează? Adică e un efect de ăsta de domino? Se poate produce un efect de domino când vezi că omul tău important nu are realizările de, mă rog, obișnuite? Depinde de caracterul fiecărui jucător. Sunt jucători care înlocuiesc liderii, dacă au și ei leadership, și jucători care se pot tăia la modul ăsta. Dacă nici el nu, nu mai avem nicio șansă. Dar asta e valabil peste tot, nu absolut, numai, absolut. Numai la noi. Hai să-l ascultăm pe Mitriță. Bun găsit, Alex. Ce ar fi de spus după acest rezultat? Da, suntem foarte triști în această seară. Ne doream enorm de mult aceste trei puncte, vreau după două înfrângeri. Din păcate, atât s-a putut în această seară. Tu cum te simți? Te-am văzut la un moment dat că ai ieșit un pic să pui niște spray acolo. Cum te simți fizic? Da, încă nu sunt. Iar am simțit la gleznă. Sper să nu fie, nu știu, să fie iarăși ceva la gleznă. Sper să fie doar lovitura. Îmi doresc să fiu apt la fiecare meci. Nu îmi doresc să apară aceste accidentări. Ce se întâmplă cu voi totuși? Parcă de la meciul de cupă ați intrat așa într-o degringoladă. Vedem cu toții pe teren jucătorii foarte nervoși. Ce se întâmplă? Da, vă dați seama că nu este ușor să pierzi cupa, să pierzi, să te duci în semifinale. Ne doream foarte mult. După aceea a venit o înfrângere contra celor de la FCSB. Nu ne doream această înfrângere și vă dați seama că, nu știu, mental nu suntem ok, se vede că suntem nervoși, dar trebuie să reglăm acest lucru, mai avem meciuri de jucat și trebuie să ne batem la podium. Astăzi ați înscris, părea că v-ați revenit mental, însă apoi lucrurile nu au mai mers așa de bine. De ce? Da, nu știu ce s-a întâmplat în această seară, trebuie să ne gândim foarte bine, să analizăm foarte bine. Mă dați seama, ne doream cele trei puncte, dar din păcate în această seară nu s-a putut. Un sezon ratat, după părerea ta? Nu, să zic că pe jumătate ratat, ne doream foarte mult cupa, dar obiectivul nostru este să ne batem la podium. Și trebuie să tragem tare, să câștigăm meciuri, că dacă nu vom rata și această, să zic, a doua parte a noastră. FCSB și-a exprimat dorința că te dorește. Tu ai mai fost acolo când erai cu Under, ai și jucat în cupă, dacă nu mă înșel cu... Nu, le mulțumesc pe această cale, dar gândul meu este doar la această echipă, iubesc această echipă și nu voi pleca niciodată acolo. Mulțumim tare mult!
Bun, spune cu subiect și predicat, nu plec niciodată acolo. O pistă închisă. Da, eu nici nu am considerat-o. Iată, Gigi a gândit cu voce tare, îi place Mitriță foarte mult. Cui nu-i place Mitriță? Am, vorbim serios. Când vezi că câștigă, pentru că Mitriță, mie mi s-a părut că a venit alt fotbalist decât cel care a plecat. A venit parcă mult mai puternic, chiar lider. Când a plecat era jucător bun, avea cifre, a jucat peste tot, dar pare alt jucător. Și că mă gândesc că l-am avut în curte, este incredibil. Da. Deci noi l-am avut 6 luni pe Mitriță când era mic la echipa de Youth League și aveam la fiecare jucător pe care l-am luat împrumut în perioada aia de la Viitorul clauză de cumpărare, clauza era modică și... Ce s-a întâmplat? Era mic, erau mici, aveau 18 ani. Da, e greu să-ți dai seama. Și dar el parcă plăcea. Jucase, făcuse da. Totuși meciuri bune parcă în Youth League. Nu ne plăcuse foarte mult și... Țin minte că am vorbit cu el că o să joace titular în Cupa României. Jucam un meci în Cupa României cu Avântul Bârsana. Bă, dacă nu, cumva am jucat în Berceni. Știi ce am așa? Cred că pe stadionul din Berceni am jucat. Așa am în cap, mă rog. Sunt bătrân, tocmai am... Dar parcă așa le țin. Și i-am zis, mă, piticule, bă, ia-i la mână. Ca să-l impresioneze pe Gigi, Gigi nu știa că veți să uita Gigi la meciul la Youth League. La Youth League a jucat foarte bine. Era el, era Grădinaru, care acum joacă da, prin ciclu, da. Răzvan Grădinaru. Era Hodorogea, care acum s-a lăsat. Era Târnovan, fundaș stânga, fizic frumos și așa. Nu, n-a fost să fie. N-a fost era lui. Da, n-a fost să fie. Era micuț. Și după aia l-am văzut crescând așa. Și mie îmi place. Cui nu-i place? Serios. Da, dar știu că e Oltean care nu... și plus relația pe care o are cu Mihai Rotaru. Aia este evident. Pe de altă parte, nu-mi dau seama dacă trebuie să fii genul ăsta taliban în judecarea propriei cariere. Da? Adică, ok, dacă ai crescut la un club, dacă ești Maldini, da? Dar nu prea avem noi în România Maldini, noi am crescut de da. Totti, Maldini, Gerrard și așa mai departe. Tu zici bine ce zici, dar el a fost în Statele Unite, a fost în Arabia Saudită, a fost în Grecia, a făcut bani mulți. Deci, aici, acum poate să fie taliban. Eu mă gândesc din altă că l-am auzit spunând, nu mă duc, eu iubesc echipa asta, nu m-aș duce niciodată acolo. Asta sună a declarație, eu sunt Oltean, da? Și nu aș accepta niciodată să mă duc la un alt club din România, cam așa sună. Nu știu, poate doar la voi, nu știu, Dinamo, de exemplu, era rivalitate mai mare între Olten și Dinamoviș decât între Olten și... și s-au mai făcut oferte și trei noi. S-au mai făcut oferte și trei Cristi Pulca e ieșean. Da. Să până la Dinamo e ieșean. Da, nu? Da. Deci, da. Ție ți se pare corectă abordarea asta? Sunt acolo și nu mă duc la rivali orice ar fi? Bine, aici vorbim de o Mitriță care, cum a zis și meme, are o relație, bineînțeles, oricum. Tu ai cântat cântecul ăla când era la Dinamo. Nu știu dacă am întrebat persoana corect. Oamenii făceau Caterinca și după aia cineva i-a băgat în... Da, urât. Da, a fost. Dar crezi că noi nu cântăm din astea? Faceți loc, vin câinii roșii. Vezi că noi am lansat melodia voluntariului aici. După aia a preluat-o toată lumea. Aia sunt de acord. Dar ce voi o cântați pe asta? În cum glumă, faceți, normal, vin câinii roșii? Toată lumea cântă în glumă și imnul Rapidului. Cântăm în glumă, asta e bună. Nu ești într-un loc în care... Nu ești într-un loc public, în primul rând. Dar îți plăcea cântecul ăla atunci? Mai zic eu cine mai cânta, nu mai. Sunt mai multe. Mai cântau și pe la Rapid, lasă, era frumos cântec. Te întrebam noi și tu dai din cap. Cântau și rapidiștii aia cu Steaua e numai una? Nu, da. Când te întâlnești și suntem între noi, putem să facem ce între voi, era și meme pe buzele voastre. Au făcut oamenii melodie. Da. Chiar care a fost reacția la voi în club când ați văzut filmarea? Râdeam că era rivalitate, dar noi n-am dus-o mai departe niciodată.
au fost animozități la nivel de gazon, la nivel de meci, după aia ne-am întâlnit, noi ne întâlneam în oraș, la cafenea și asta. N-am avut niciodată niciun fel de... La noi n-au fost catering cu nimeni, la noi n-a fost. Catering, că n-a fost sigur la voi atunci. La noi n-a fost catering, că deloc, nu, nu. Ai putut să ieși pe stradă? Ce, 3 luni am mâncat în casă. Serios? Da, da. Și nu era nici fastic. N-am cam ajuns pe CNN, nu înțelegi. A fost pe CNN, nu ține aminte. Mamă, mamă. Pe bune? Noi am scos, cred că a venit și lumea în stradă mai rău ca la referendum atunci. Era blocată tot Ștefan cel Mare. De ce vorbești? Dar, adică probleme gen amenințări ai avut atunci? Băi, dacă... nu-i mai știi, dar dacă am ajuns să trec peste asta și după aia să-mi vădă treaba mea și să pot să prind un transfer, practic, mi se pare că am trecut peste un mare obstacol. Adică din punct de vedere... Deci ăla a fost adevărat un survivor, da? Da. Am trecut prin multe și partea asta a atârnat față de mine mult timp cât trebuia să-mi fac datoria pe teren să... Gândește, este fui de tot stadionul. La fiecare meci să ai probleme acasă, să practic... Acasă în ce sens? Acasă când mă duceam acasă. Când te duceai acasă, ce se întâmpla? Dacă m-am zis acasă... Am auzit niște pași în spate, mi-am dat seama, am aruncat geanta în grădină, am crezut că e unul singur și de fapt veneau încă vreo 50 în alergare. 100. Să te bată? Păi doar nu să mă pupi. Da. Au fost tot felul de chestii. Stai mă un pic, asta știi cum e, râdem, glumim, da, râdem, da, glumim, erau alte știi, acum, acum la, atât, la anii ăștia distanță, da. E cum e, dar să alerge eu totuși... Eu am crezut că a fost mai mult glumă asta, dar... Nu, n-a fost glumă, n-a fost glumă deloc. Nu, nu. Să alerge niște zeci de oameni după tine să te bată, că ai cântat un cântec. Bine, noroc. Ok, nu era potrivit cântecul. Era cântecul în glumă. A fost o glumă, eram copii, aveam 21 de ani. Era și un pic afumați, cred că. Nu te gândi că afumătorul ăsta ne-a fumat repede, nu te gândi. Păi da, eu nu spun că ați băut mult, doar am spus că vă, din, nu știu, din câte pahare vă apuca cântatul. Da, de asta te întrebam, adică e ok, Mitrița ce nume, nu mă duc orice ar fi. Păi, nu se duce cum ai și mie, are o situație financiară bună, plus relația care o are cu... Da. Cu patronul și aici tinse datorii. Dacă întrebi altcineva de acolo, posibil să fie și jucători care să-ți răspundă altceva. Nu neapărat să-ți răspundă că vrea să vină, dar în cazul lui, cred că e decizia pe care o simte el. Dar... Vreau să ne uităm un pic la goluri, pentru că la fiecare dintre goluri sunt câteva lucruri de comentat. În primul rând, nu-mi dau seama, a fost o seară cu niște probleme tehnice, asta ca să-și dea lumea seama, motiv pentru care o bună perioadă din meci nu am avut, atinge, nu am avut relori. Nu pare cu atingere. Și în consecință și noi avem dificultăți în a distinge absolut tot ce s-a întâmplat acolo. Vreau să vedem golul Craiovei. Pentru că nu mi-am dat seama și nu cred că și-a dat nimeni seama dacă mingea e atinsă. Nu, e departe de ea. Vine la alunecare, dar nu ajunge. Nu ajunge. Dar eu nu înțeleg cum se-i golul ăsta, adică... Buzbuchi, cum ia golul ăsta? Că e... Nu știu, e eu normal să ia Buzbuchi golul ăsta? Sunt curios dacă într-adevăr... Băi, așa a vrut să dea. Nu, așa a vrut să dea, așa a vrut dar... să dea. Execuție extraordinară. Buzbuchi, dar mie se pare că mingea și apropiată de el, adică... Da. Dar asta nu e minge de portar, nu e minge de apărat? Ba, da. Se face cam mic, adică el coboară în loc să... Cred că s-a așteptat să dea colțul lung. Da, și să iasă să închidă unghiul, dar cred că și pe jos dacă dă colțul scurt e gol. Însă o lovește extraordinar. Dar eu nu pricep pe unde îi trece mingea portarului. Cred că așa cum noi nu prea înțelegem ce a vrut să facă Bayram, nici Buzbuchi n-a înțeles. Pentru că execuția e deosebită. Nu te aștepți să, dea, într-adevăr, zice Cristi, colțul lung. Da, de asta vezi că, uite, se lasă pe piciorul drept. Da. Problema lui Buzbuchi este că el, ca portar, nu ar trebui să se facă cât mai mare și să încerce, nu doar asta. Tu anticipezi ce se va întâmpla sau stai pe picioare și vezi ce... Nu, sunt unii care anticipează. Păi, de-aia eu spun că cea mai grea minge din tot play-off pe care a scos-o Târnovanu este șutul lui Campanu, pe scurt, că nu s-a culcat.
a rămas pe picioare și a scos minge foarte grea. Șut da. Foarte puternic de aproape. Da. E o ciudățenie de da, gol. Da, da. De execuție. Da, execuție. Oricum, foarte frumoasă. Foarte, foarte. Clar că asta vrea să facă și iese extraordinar. După care avem golul de 1-1, golul lui Cojocaru. Și aici vreau să-l urmărim pe cine? Pe Căpățână, cred da. Că. Da. Căpățână e cel cu mâinile la spate, cred. Da, Cojocaru își face preluare cu piciorul stâng și șutează cu piciorul drept și face preluarea puțin înaltă. Deci nu e... Ai timp să mergi să-l blochezi. Pare că ar avea timp Căpățână să meargă să-l blocheze, dar el alege să se întoarcă cu spatele. Sunt patru jucători mei în fața lui. Da. Puțin, niciunul nu face pressing. Adică, practic, îl așteaptă la să... La Anzor e greu. Dacă Anzor vine, poate să ia piciorul, poate să facă penalti. Dar nu, mă refer la... Că... Păi, nu ieși cu linia, ieși da. În pressing. Adică nu-l lasă tragul. Da, da, da. Faci da, preluare da, acolo. Da, da, da. Adică, bă, face preluare, are timp și o așează și... Are mult timp. Face preluare, da. Mingea cade, cade da. Și mai are timp spune. Să penduleze și să și tragă. Pentru că... Știu cum ies. Da, Mihai Căpățână nu merge de la început spre el. Pune mâinile la spate de la început, da. Încearcă să blocheze și după aia merge spre el. Dar mi se pare că și Crețu și Maldonado, toți, da, toți se feresc de minge. Adică niciunul nu se duce deci se interpună. Se discută de zonă. Zona e zona lui Căpățână aici. Da. Zona Căpățână, el e cel care trebuie da. Să-l tamponeze. Vreau să te întreb ceva. Că, evident, da. Nu te pot contrazice pe, da. În zona asta tactică. Da. Da. Dar într-o situație de asta nu se aruncă toți spre ăla care vrea să tragă, adică nu, e o, nu ar trebui dacă să fie un reflex. Dacă se face că dăși se aruncă toți, poate să rămână cu mingea, să scape de patru adversari. Ok. Dar, nu știu, el e cel mai aproape, el trebuie să iasă. Dar mie mi se pare că nu-i strigă nimeni. Noi, când mai erau situații de genul ăsta, mai striga unul din spate, ieși în el. Adică, practic, te făcea să ieși, să mergi în sprint. Dar uite și tu că nu uite, îl așteaptă. Poate se gândește că vine Anzor din spate, nu știu. Cert e că... Certe că bijuteria asta de gol, pentru că e un gol excepțional, preluare cu stângul, șut cu dreptul, astea sunt golurile, dintre cele mai frumoase goluri care se pot marca pe un teren de fotbal, se face cu lipsa de reacție a lui Căpățână, să-i spunem așa. Da. Și nu e doar meciul ăsta, pentru că și în meciul cu voi apărarea lor a arătat foarte fragilă. A fost o defensivă în care, pentru că până se egaleze, da. Da, Farul are ocazii. După ce egalează, Farul are ocazii. Adică aveai impresia și în meciul cu voi, în prima repriză, aveai impresia că la fiecare acțiune ajunge... Vorbim de cei patru apărători, la Craiova mereu a fost compus din alți jucători. S-au încercat foarte multe cupluri de fundaș central, vorbesc de 2024, ca să nu mergem prea departe. Până când s-a găsit cuplul ăsta Maldonado-Badeli, care n-a funcționat rău. Adică sunt doi jucători care par complementari, da. Un dreptat și un stângaci, amândoi cu viteză destul de bună. În schimb, fundași laterali. Când a semnat Pirisoieri, toți am crezut că va fi o achiziție de marcă, pentru că era o achiziție de marcă. Tu transferai un titular dintr-o națională bună. Un jucător care a evoluat în cupele europene și a evoluat meci de meci. N-a apărut. Probabil că are probleme de adaptare. Fundaș dreapta a fost ba Vlădoiu, ba Căpățână, că și Căpățână e ușor să-l culpabilizezi, dar el a jucat toate pozițiile. Căpățână e mijlocaș, da. Mijlocaș. Și el a fost folosit ba fundaș dreapta, ba fundaș stânga. Alvisi Bancu a fost Căpățână acolo. A jucat și a mijlocaș? Jucat, da. Adică acolo a fost dincolo în stânga. A jucat Bancu a lipsit o perioadă destul de lungă, a intrat în Dong, a intrat și la un moment dat a jucat cu Galațiu Pirisoieri acolo pe parcursul meciului. Nu sunt probleme care au fost generate de accidentări și ăsta e ghinionul antrenorului. Să aibă jucători, mai ales în compartimentul defensiv, care în mod normal ar trebui să fie să știi pe aia patru tot timpul. N-ai voie să nu știi pe aia patru. Și nimeni să schimbi niciodată. Da. Cristi, tu ai prins o perioadă, tu ai fost fundaș stânga, pentru cei mai tineri care nu și aduc aminte, deși ar trebui lumea să... Ai prins o perioadă în care la Națională, în partea stângă, puteau să joace Raț, Cristi Chivu, Petre Marin, mă gândesc că putea și el să joace în perioada respectivă, nu? Da. Adică era o variantă. Da. Crezi că Nicușor Bancu ar fi prins lotul Naționalei când jucai tu? Lotul Național e mari? Da. Era greu și la tineret.
din punctul meu de vedere. Adică chiar și acolo era o bătaie destul de mare. La cel puțin la cum a jucat până acum Pancu, eu nu cred că prindea nici lotul de tineret. Adică nu neapărat că joci la o echipă mare. Chiar înainte nu se făceau selecții. Noi ne băteam echipele care eram Steaua, Rapid, zic, erau jucători foarte buni care nu aveai loc să ajungi. Indiferent că erai golgheterul campionatului. Jucai cel mai bine. Nu te lua la lot pentru că nu aveai loc. Deci era o bătălie acerbă pentru un loc. Nu neapărat să joci, să fii în lot. Ce lipsește? Ce lipsește? Ce lipsește lui Bancu? Păi, cred că în primul rând faza de apărare. Cel puțin el ar trebui să știe că e fundaș prima oară și după aia să ajute faza de atac. Cel puțin asta m-a învățat pe mine, în primul rând, că și eu eram un jucător care îmi plăcea să urc foarte mult. Dar am învățat că, și m-au învățat că prima oară trebuie să fiu fundaș și când pot, atunci trebuie să ajut și atacul. Dar el are probleme și de plasament, în primul rând. Am văzut la foarte multe meciuri că greșește, nu ia niște decizii, nu știu, ori la nerv, dar nervii ți-i stăpânești pentru că ești jucător de națională. Pentru că ce s-a întâmplat în seara asta, și în cazul lui Bancu trebuie spus că a lipsit o perioadă de timp, a avut niște probleme de sănătate, etc. Mi-aș dori ca Bancu să aibă o creștere foarte, foarte mare până se termină play-off-ul, nu de alta. Dar este singura soluție pentru echipa națională. Noi cu Bancu mergem la Euro, nu prea avem altă variantă. Eu cred că cel mai bun randament pe care l-a dat Bancu în cariera lui a fost cu Davis Mangia în sistemul 3 fundași centrali. Da. Și cred că Bancu ar fi, italienii, dacă tot am vorbit de Mangia, spun micidiale. Ar fi ucigător să facă banda stângă dacă ar avea 3 fundași în spate. Cred că joace 3-5-2. Da. Bine. Cred că poate să joace la orice nivel afară poziția asta, pentru că e un jucător cu niște realizări ofensive de excepție. Dar, exact cum a spus Cristi, la un fundaș prima dată îi ceri să se apere bine. Și Craiova a avut probleme în zona aia. A avut probleme. Da. Adică și astăzi, da. Nu vă supărați. Nu cred că era 100%. Adică și până la urmă Craiova a riscat astăzi introducând jucători care, uite, ai văzut. Mitrița a spus și el că a simțit dureri, dar a riscat pentru că era un meci extrem de important. Craiova cu o victorie astăzi, cu speranța că noi putem să pierdem la Cluj, iar după aia ne vin nașii în vizită și ce s-a întâmplat în ultima vreme, nici noi nu știm cum să... Ce faceți voi cu Rapid, pățește Craiova cu Farul. Craiova se putea, într-un scenariu de excepție, putea să ajungă în două etape la 4 puncte în spatele nostru. Da. Gândindu-se ca un meci retur pe Ion Oblemenco cu noi. Era clar că trebuie să riște. Doar că acum, au rămas 10 puncte și noi sperăm să mai punem. Măcar adică mă gândesc dacă Grigorian a făcut ce a făcut cu Bancu. Când o să dai peste belgieni, nu știu cine o juca în partea aia, că pot juca foarte mulți jucători. Pot juca mulți, adevărat. Da? Nu știu ce încredere poți să ai, ce speranțe poți să ai. Nu de alta. Bun, vrei să transformi extrema stângă în apărător, un al doilea apărător, pentru că asta am cam făcut în ultima vreme. S-a întâmplat și când juca Raț funda stânga la echipa națională și Cristi Tănase atacant lateral stânga. Uh-huh. Cristi Tănase să vină foarte, foarte jos. Că, suntem o echipă care gândim defensiv anumite partide, mai ales cele, cum spui tu, cu Belgia și acum, serios, pune-te pe banca echipei naționale în locul lui Edi Iordănescu. Ce vrea să faci? Te duci și ataci Belgia? Nu. Și te expui, te gândești că joacă Trossard sau Doku sau Lukaku, nu prea o viteză, da? Vai, mă... Ce să mai, nu mai spune Openda și Batshuayi și ce mai au ei, că au prea mulți. Dar, pe de altă parte, văzându-l pe Bancu, eu nu am încredere că România va arăta foarte bine nici apărându-se împotriva Belgiei.
Bancul mi se pare într-un moment modest al sezonului. Mi se pare că nu e ce trebuie în momentul ăsta. Dacă Grigorian face ce a făcut astăzi, da, cu el. Da. Adică și înainte să apărau meme, dar nu erau atâtea ocazii. Acum ne frică să ne și apărăm. Asta vrea să spun. Știu, ai dreptate, așa e, dar na. Nici pe fază de apărare. Scuze, băi, na. Bayram, vreau să vedeți ce a spus la final, nu de alta, dar a dat un gol foarte frumos și surprinzător totodată. Bun găsit, felicitări pentru gol, însă iată, nu vine victoria, al 8-lea gol al tău, al 7-lea în 2024, tu marchezi, însă Craiova nu reușește să câștige, ce s-a întâmplat? Bună seara, mulțumesc frumos. A fost un meci greu, ne pare rău că n-am luat cele 3 puncte, am început bine cu acel gol pe care l-am scris eu și după nu știu ce s-a întâmplat și am fost conduși. Ai simțit că vă retrageți? Ce ai simțit? Ce s-a simțit în teren? Pentru că, practic, aveați avantajul golului, aveați avantajul terenului de acasă, aveți totul în mâna voastră, cumva. Nu ne-am creat ocazii. Dacă dădeam gol la acea fază, era mult mai ușor. Păcat că nu am scris și păcat că nu am luat cele 3 puncte. Totuși, lucrurile se complică pentru voi în această perioadă în care era atât de important să aveți victoriile, iată, sunt înfrângeri, de fapt. De ce? N-am un motiv anume. Ne creăm foarte multe ocazii, dar nu suntem destul de concentrați în fața porții. Ajungem acolo și este păcat că nu fructificăm, că avem calitate și chiar nu dau seama de ce nu scriem. Dacă la început lucrurile păreau că se duc spre 4 echipe care se vor lupta pentru primele 4 locuri, acum se luptă 5 echipe pentru aceste locuri, intră și farul. Lupta e din ce în ce mai grea, cum vezi tu ieșirea din situație? Da, nu mă mai gândesc la... Mă gândesc la fiecare meci, mă gândesc la următorul meci. Mereu ne-am făcut planuri să ne gândim mai mult și n-a fost bine pentru noi. Trebuie să luăm fiecare meci, să mergem la Sepsi să câștigăm și după vom vedea ce vom face. Ai ceva timp de când ești lângă echipa mare și vreau să te întreb cum resimți tu aceste cădere ale voastre în momente importante. Cum le vezi tu? Da, nici eu nu pot să-mi explic în anumite momente de ce cădem, cum ai spus și tu. Probabil nu suntem destul de maturi în joc să fructificăm ce avem și cu siguranță pe viitor o să încercăm să îmbunătățim chestia asta. Îți mulțumim tare mult. Și o să rămân. L-am auzit pe Bayram. Era destul de zâmbitor una peste alta. Un alt fotbalist foarte bun. Este. Foarte bun. De-aia tot timpul ne-am spus și Gigi susținea și eu chiar eram de acord, chiar dacă de foarte multe ori nu avem aceeași opinie, că avea avut niște atacanți de foarte mare valoare. Uitați-vă la Ivan. Are un sezon slab. Foarte dar slab. Două sezoane le-a avut foarte bune. Aici a fost o problemă. Ivan poate da randament în poziția de atacant lateral. Seamănă un pic povestea cu a lui Tavi Popescu. Exact, exact. Da, l-ai adus pe Mitriță, Mitriță e mai bun decât tine pe poziția aia, exact. Și atunci te mut pe tine oriunde altundeva și nu mai dai același randament. Uite, există și exemple în fotbalul mare, jucători care au fost forțați să joace altă poziție și n-au dat același randament. Ai pe Rashford îl tot forța la un moment dat în dreapta, cred că Ten Hag. Și nu era aceeași chestie. Scoate pe... să presupunem că Mbappé vine cu o singură condiție. Vreau să joc atacant lateral stânga. Nu știu, zic și eu așa, dau un exemplu. Ce face Vinicius? Mai joacă fotbal? Că vârf nu poate să joace și în dreapta, nu l-am văzut. O să ne lămurim. Clar o să joace Mbappé numărul 9 și o să treacă Bellingham mijlocaș, că el poate să joace orice și joacă Vinicius la locul lui. Dar zic și eu așa. Da, o să ne lămurim. Vreau să fac un anunț înainte de a discuta, de a vedea și clasamentul. Bun, promisesem pe canalul nostru de YouTube că vom da 2 bilete la filmul Nasty, da? La avantpremiera filmului Nasty, odată cu podcastul pe care l-am avut, Sportcastul. Eu recunosc că nu mă uit la documentare, dar pe asta o să-l mănânc. Așa, ok, a fost Tudor Giurgiu invitat, regizorul, unul dintre regizorii filmului. Filmul va avea avantpremiera în datele de 16, 17 și 18, iar câștigătorul este
Alex Ghiuzan 3837. Acesta este nicul de pe, de pe YouTube. Va fi contactat de oamenii noștri și va primi două bilete. Va trebui să-și aleagă, este din Iași el, și va trebui unul dintre cinematografele din Iași, sunt acolo în lista noastră, și va primi niște coduri cu care va putea să meargă la avantpremieră într-una dintre zilele astea, 16, 17 și 18. Mulțumim că s-a uitat și mulțumim că a comentat. Vreau să ne uităm la clasament, pentru că este pur și simplu, nu cred că și-ar fi imaginat cineva că am putea ajunge în situația asta la începutul play-off-ului. Nu, niciun caz. Pe voi vă bătuse Rapidul. Da, nu că ne dezmembrase. Vă dezmembrase Rapidul. Urmau două etape care păreau foarte importante. Voi jucați cu Șepși și cu Farul. Rapidul părea pe val. Da. Și nu cred că își imagina cineva. Farul era la mare distanță. Că după meciurile astea, da, 3, respectiv 4, se va strânge atât de mult, cel puțin în zona asta a podiumului. N-aș vrea să, mă rog, să ne umflăm acum, dar cred că am gestionat foarte bine noi înfrângerea aia umilitoare cu Rapidul. Pentru că nu i-am mai dat dimensiune. Am lăsat-o în spate. Am discutat, sunt 4 puncte, suntem singurii care nu s-au rotunjit. Restul s-a rotunjit toată lumea, sunt mai mult de 4 puncte, avem un avans poate suficient. Și am avut și un dram de șansă. Golul marcat de Adrian Șut și chiar golurile care s-au marcat în meciul cu Craiova. Șansă care ne-a lipsit în sezonul regulat. Nu vorbesc de meciul cu UTA, vorbesc doar de meciurile la care am pierdut puncte în ultimele faze ale meciurilor. Petrolul, Faru, Universitatea Cluj, unde am avut două penaltiuri clare și am luat gol în minutul 89 de la Mitrea. Rapid a câștigat meciuri în prelungiri. A venit acea remontată senzațională cu Craiova 48, meciul cu Dinamo. Noi am sperat, am spus-o cu voce tare, Vestea, bă, ni se întorc și nouă astea, nu o să fie ghinionul ăsta teribil până la sfârșit. Dar ni s-au întors exact când trebuia, când s-a jucat pe puncte întregi. Deci clar acum pot să spun că am avut șansă. Dar povestește, pentru că e prima oară când spui lucrul ăsta, îți și permiți la avansul ăsta? Dacă pierdeam vreo două meciuri, mai ziceam nimic. Păi nici nu puteai să spui lucrul ăsta, că am gestionat bine înfrângerea aia cu Rapid. Da. Dar cum a fost? Vorbește de atmosferă și vorbește pe de altă parte de felul în care vorbeau jucătorii, de ce au transmis, ce au transmis Haralambu și Pintili, pentru că acum se vede corect, că nu poate nimeni să nege lucrul ăsta, că ați gestionat bine momentul respectiv. Primul antrenament s-a disputat și discuția a fost exact asta. Suntem pe primul loc, începem cu 4 puncte și ceva. Play-off-ul, suntem bine. Ce să mai faci? Să mai spui, băi, de ce n-ai sărit acolo? Tu de ce n-ai făcut nu știu ce? Ce să faci? Că la un meci din ăla nici măcar. De-aia câteodată e bine să-ți iei o bătaie din asta, decât să pierzi un... Eu am avut foarte, foarte săptămâni de zile în cap chestia asta, că am luat 2-0 meci câștigat și am făcut 2-2 la Ploiești. M-a omorât meciul ăla. Am avut un alt meci care ne-a ajutat enorm. Meciul de la Voluntari. Unde eram conduși la pauză 1-0, nu jucasem nimic. A venit Coman cu golurile alea și meciul ăla ne-a dat mare încredere. Gata, m-am. Mai ales pe un teren în care noi nu prea câștigam. Da. Și mai ales împotriva unui adversar care ne punea probleme și pe Arena Națională. Făcusem 0-0 cu ei. Au fost câteva momente și am ieșit bine din astea. Că a părut că v-a scuturat într-un fel de... Băi, aproape că acest club ajunsese loserul de serviciu, da, când, da. Vine, când venea, da, vorba de campionat. Da, da? Da. Adică era deja locul 2, părea, da, o obișnuință. Da. Și mai ales cluburile mari, vezi Liverpool, da? S-a vorbit foarte mult despre cât de greu este să te scuturi de ideea asta că pierzi, adică de obișnuința de a pierde. Noi am pierdut vreo 2-3 campionate fără drept de apel, dar am avut foarte multe probleme în alte campionate, unde meritam să jucăm finala campionatului, nu neapărat să... CFR Cluj, Universitatea Craiova, penalti în prelungiri pentru Craiova, execută Gustavo, ratează, dar... N-ai voie să repeți.
Pentru că nu se știe cine a executat, dacă a executat Gustavo sau Camora. Noi acolo eram campioni. Bum. Ne-am dus la ea și am luat gol în minutul 90. S-a terminat campionatul ăla, dar eram campioni. Acasă cu Viitorul, două penaltiuri. Și acum mă uitam la ele, că le-a pus cineva pe Facebook. Păi, uriașe! Nu s-au dictat lovituri de pedeapsă în favoarea noastră. În loc să, dacă batem, mergem la 6 puncte, s-a terminat campionatul, am rămas la 3, am pierdut campionatul cu penalti primit cu Dinamo în prelungiri. Adică, offside clar la meciul cu Voluntari, se termină meciul, că e minutul 88, merge și jucă în finala la Buzău cu CFR, nu se știe ce se întâmplă. Un alt campionat, și vezi că astea sunt campionate peste campionate, un alt campionat, sare mingea din nisip la Giurgiu. Jucam bala Giurgiu, jucam la Buzău, erau probleme mari. Ei, acum trebuia o dată și o dată. Anul trecut ce să mai, am condus 2-0. Jucam cu Rapidul, cu trofeul pe masă, nu știu dacă băteam, dar jucam cu trofeul pe masă. Adică, din alea 8, bă, vreo 5 cam erau ale noastre. Vreo 3, într-adevăr, le-am pierdut. Dar lumea se întreabă și cu siguranță este o chestie care îi frământă pe ăștia care vă susțin pe voi. Da, da? Că și sunt foarte mulți. Va fi asta o întâmplare? Pentru... Păi tocmai am spus că 5 campionate din 8, da, în opinia mea, le puteam câștiga. Da, nu le-ați câștigat. Păi nu le-am câștigat, că am fost dezavantajați în mod evident de arbitraje. Bă, poate veți fi dezavantajați și în viitor. Adică nimeni nu garantează că ești... E var. Am fost dezavantajați. Păi hai să spun ce s-a întâmplat în play-off-ul ăsta, în astea 3 meciuri câștigate. Primul meci n-are niciun fel de problemă. La Constanța e o fază în care este orice numai simularea lui Octavian Popescu, nu. Lasă jocul să cântuire, poate dă coma în gol. Am câștigat meciul. Nu există repercusiuni pe tabela de marcaj, dar este o greșeală de arbitraj acolo. Pentru că ia galben și Octavian Popescu, ia galben și șut la o fază care el nu simulează. Este clar împiedicat să joace mingea. Nu se vede reluarea bine, nu există reluare. Eu am filmat din peluză. Am filmare din peluză unde se vede clar că e împiedicat. Nu cred că e penalti. Că asta e jenat. Din peluză, știi bine, meme. Se vede. Băi, uita, auzi? Da. Nu știu cu peluza. Eu spun ce am văzut la televizor, n-am văzut o reluare corectă. Ai văzut simulare? Nu, n-am văzut simulare. N-am văzut nimic. Și atunci lasă jocul să continue și dacă e gol, du-te la VAR și vezi. Vezi simulare sau nu vezi simulare? Nu fluieri simulare când ai VAR. Bun. Că nu e simulare. Bun. Meciul cu... nu, stai așa, că vorbeam de meciul cu Sepsi. Păi meciul cu Sepsi simulare la Debeliuc. La penalti. E simulare și se dă penalti. Coman zice că e penalti. Lasă că nu contează ce spune Coman. Coman faultează. Păi nu faultează Coman, e simularea lui Debeliuc. Și Coman după aia, uitându-se ce am spus în mașină spre echipa națională, zice: mamă, ce tâmpit sunt. Bă, ăsta nu-i penalti, ăsta se aruncă. Da, Coman e. Coman n-a zis am făcut penalti, a zis vin și eu o dată în care eu își fac penalti. N-a zis am făcut faul că n-a văzut faza. Nu a fost penalti. A fost simularea lui Debeliuc. Am câștigat meciul, asta e altceva. Dar a fost greșeală de arbitraj împotriva noastră. Că greșeli se fac constant. Și anul ăsta au fost foarte mari greșeli. Colțescu ne va arbitra la Cluj acum. Colțescu ne-a scos mingea din poartă. Că i-a zis Găman. Și dacă ți-a zis Găman, ce-i? Dar tu când i-ai zis Luca Țegan la 0-0 cu Rapidul că e penalti și Hațegan a văzut că nu-i penalti, n-a dat penalti, că are personalitate. Tu te-ai dus și ai spus, mi-a zis Găman, ai pasat-o pe Găman. Nu, ia ta. Ți se pare ne la locul ei, delegarea asta lui Colțescu la meciul cu CFR Cluj? După faza respectivă? Nu mi se pare în niciun fel. Mi se pare ciudat. Adică, păi, omul ăsta a făcut o greșeală foarte mare acolo, dar în fine. Te așteptai să-l mai vezi după ce a apărut în stenogramele alea faptul că ar fi discutat cu Daniel Niculae, te mai așteptai să-l vezi în play-off fost arbitrând? Nu. Tu ai spus nu. Atunci că nu ți se pare o mare problemă faptul că el apare... Nu, vorbea de torțe, dar înțeleg că ar fi fost ceva probleme, dar se pare că nu foarte mari. Din moment ce e delegat la un meci care poate să cam rezolve problema la titlu sau poate să dea șanse unei echipe să lupte cu 7 puncte, nu sunt 10. Pricep că el ar fi recunoscut. E o presiune și pentru el, adică nu neapărat că arbitrează meciul ăsta, dar ținând cont de tot ce s-a întâmplat până acum... Pricep că ar fi recunoscut dialogul pe care l-a purtat cu Daniel Niculae. Pe care el nu l-a... Astea sunt ce am auzit pe care el nu l-ar fi raportat ulterior. Pentru că el trebuia, în momentul în care a discutat, și de asta întreb dacă vă gândeați,
Pentru că multă lume, deci s-a auzit așa, odată că Chiros Vasaras a fost extrem de supărat în momentul în care a auzit de implicarea lui Colțescu în toată... Se pare că nu a fost așa supărat din moment ce el arbitrează CFR cu FCSB. Ți se pare nimerit? A fost așa și așa supărat. Cristi, ți se pare nimerită delegarea asta? Stabilesc strict contextul, da? Adică este același om care a luat o decizie despre care s-a discutat foarte mult, la exact la meciul CFR Cluj-FCSB, anularea golului lui. Bine, eu pur și simplu mă gândesc și neapărat la meciul în sine, cât și la el. Mie mi se pare că e expus foarte mult la meciul ăsta. Da. Adică e un meci destul de important și cu o încărcătură mare, pe lângă ce s-a discutat, ce ai spus, cu galeria și cu asta. Eu cred că pe lângă asta, eu nu l-aș fi delegat pe Colțescu la meciul ăsta. Eu, așa, asta e părerea mea, nu știu, dar eu, e posibil să influențeze și rezultatul, tot ce s-a discutat, are și o presiune foarte mare. Și adică mie mi se pare că Colțescu în sezonul ăsta, în toate meciurile voastre, a greșit. Prima oară a greșit pentru voi, sigur. Da, la meciul cu Faru, da. A avut o greșeală clară și da. Din momentul ăla mi s-a părut că toate greșelile au fost împotriva voastră. Ori un om de ăsta îl delegi după ce apare și niște stenograme, îl mai delegi în play-off, ok. Eu cred că are suficientă experiență ca să ducă un meci la bun sfârșit. Acum rămâne de văzut. Înțeleg că este ultimul lui an, că va ieși din arbitraj anul ăsta, am înțeles, în 2024. Dar nu știu, da? Așa am auzit, nu știu, sigur. Rămâne să ne lămurim. Ok, Gigi Becali a dezvăluit și destinația lui Coman, Qatar. Al Duhail, înțeleg că ar fi clubul care... Clubul chiar eu nu-l știu. Dacă știam, nu-l spuneam, dar chiar nu-l știu. Da. Te așteptai să anunțe Gigi Becali în ce țară merge? M-a surprins. M-a surprins, adică eu știam că e foarte discret. Și tot ce spui este secretos. Este da. un cufăr. Da. În care păstrează... Adică e singurul om căruia nu poți să-i spui. Spun ceva, dar nu spui nimeni. Și nu vrea să le spune de la început. Păi nu, dar că astăzi prima oară s-a abținut. Dar e maleabil. Adică dacă cineva insistă, până la urmă scoate de la el. Scoate și... S-a insistat. Se naște discuția de ce... N-ar spune într-o singură situație. Dacă n-ar răspunde la telefon. Ok. De ce Qatar? Pentru că salariul este imens. Da. Imens. Înțeleg că 2 milioane ar fi 2 milioane de euro. Rudioane mai învins. Nu știu, da. 2 milioane de euro plus sunt bani foarte, foarte mulți. Uite-te la Leverkusen. Câți jucători au peste 2 milioane de euro? Da. Sile, noi nu ne e ușor să judecăm. Dom'le, dar de ce? Dacă ar fi Mönchengladbach, nu știu ce. Florinel Coman are 26 de ani. Are posibilitatea în 3 ani de zile să-și rezolve toate problemele și pentru generațiile următoare. Ar putea cineva să-l judece pentru asta? De ce merge... Unde să meargă? Nu știu. Noi am mai discutat de foarte multe ori și asta este, de fapt, da. Dilema fotbalului românesc. Da? De ce antrenorii și jucătorii noștri nu mai răzbesc în vest? Că, de fapt, asta este marea durere a noastră. Asta de antrenorii ce... e un topic foarte interesant. Da. De ce antrenorii ni se întorc la foarte scurt timp după ce se angajează pe vestă? Aici? Fac performanță aici, aceiași antrenori care par foarte pricepuți aici, vezi Petrescu, vezi Reghecam, vezi habar n-am, da? Se duc afară și se întorc de afară fără niciun fel de... Știi de ce? Pentru că Sarri, care este geniu tactic în Italia, s-a dus la Chelsea și n-a vrut Kepa să iasă din poartă. I-a zis, ieși din poartă că te schimbi și tot s-a întors cu o Europa League. Adică, știi cum s-a întors. Dacă știi cum, care era, dacă avea succes, era și acum în Premier League. Poate că da, nu? Eu sunt de acord, dar ai noștri nu fac nimic. Adică ai noștri preiau cluburi, a preluat Mirel Rădoi Al Jazeera, n-am nimic cu el. Dom'le, era unul dintre cele mai mari cluburi din țara aia. Eu nu cunosc toate cluburile de acolo. A? Și a avut 5 înfrângeri în 6 partide.
Te-au dat afară după nici după 7 meciuri. Da? Da. Dan Petrescu s-a dus acolo, a făcut o finală de cupa, dar mă întorc la Coman, că de fapt aici e discuția. Nu știu cum putem să intrăm din nou pe piața asta, că de fapt asta este întrebarea. Eu nu sunt convins că Coman ar fi făcut față într-unul din primele 5 campionatele Europei. Eu nu sunt convins de lucrul ăsta. Cristi, care e bănuiala ta? Lumea mea e greu, cred că, să spună dacă ar fi făcut sau nu față. Înseamnă că nu au fost nici impresarii convinși care au venit la meciuri. Dacă nu e nimeni convins. Nu? Ca și să atunci, un club mare, și atunci evident că alegi. Ești urmărit, adică, foarte mult. Extraordinar de mult. Adică, nu te gândi, ei vin și te urmărești până și la antrenamente. Deci și au de peste tot. Da. Nu vin doar la meciuri, adică nu vin doar la un meci. Logic. Ei nu se iau niciodată după două luni jucate bine. Se iau după un sezon, după aia mai stau, se mai uită, se gândesc dacă te iau, nu te iau. Adică și mai ales 5 noastră... milioane sunt bani. Adică, exact. Punctul meu de vedere, este 5 milioane sunt bani. 5 milioane pentru jucători de 26 ani sunt bani. Sunt foarte mulți bani. Nu sunt care nu există 20, în Europa. Da. De fapt, aici e problema, da? Tu nu ești suficient de bun încât să te ia un club care plătește foarte mulți bani în Europa. Și atunci vine, de exemplu, Salernitana, să spunem că te o interesează. Cât îți dă Salernitana? 500.000 de euro. Cât poate să spună pe masă un club gen Salernitana? Vezi, la Florin... Da, așa e. Salernitana nici nu cumpără. Florinel a jucat în 2017-2018 în cupele europene, atunci și-a jucat, a marcat cu Berșeva. Da. Dar au urmat 2 ani în care el a fost accidentat. Da. A avut, el era foarte bine înainte de accidentare. Și are în 2 ani a marcat un gol. Adică îți dai seama că oamenii își pun întrebări. Bă, dar de ce? Da. Acum arăta foarte bine. Dar din nefericire, ce s-a întâmplat anul trecut? Noi ne-am calificat în Conference League. În primul meci la West Ham, noi am făcut un meci foarte bun. Da. Până în minutul 70 ne-am bătut și au jucat cu prima echipă. Ne-am bătut parte în parte cu ei. Faza golului a fost senzațională cu contribuția lui Coman. Olaru, țineți minte, golul excepțional. În minutul 70 s-a trezit un arbitru să dea un penalti care n-a fost nimic, a fost pur și simplu faul la portar. Și acolo s-a năruit tot. Și a trebuit să sacrificăm competiția aia. N-aveam ce face. Rămăsesem atât de rău în campionat încât riscam să nu prindem play-off-ul. Corect. Și gândește că a fost o decizie bună, chiar dacă am sacrificat. Că toată lumea spune 5-0, 5-0. Nici un 5-0, mă, că am jucat cu echipa a doua, cu Buena și cu ce am mai găsit pe acolo. Ce să mai vorbim? Asta a fost. N-am avut ce face. Și a fost o decizie bună pentru că am ajuns în play-off și am ajuns cu șanse reale la titlu. Da, la 2-0 s-a întâmplat acel blackout care a ținut mai mult decât trebuia și n-am mai avut ocazia să jucăm cu Rapid cu trofeul pe masă. Nu-mi dau seama cât de rău era dacă noi nu băteam Rapid cu trofeul pe masă cu 50.000 de suporteri în tribună. Voiați să ajungeți acolo și vedeați acolo ce se întâmplă. Da, știi? Da, să ajunge acolo. Și eu acum, că lasă-mă să zic și eu. Lasă-mă să zic și eu că a avut și ceva bun meciul ăla. Știi cum am condus de la Constanța la București? Nu știu cum am ajuns. Da, mi-a povestit Gica Popescu că a venit la tine. A, eram întins pe jos, da. Și că nu n-a putut să vorbească cu tine. Eram inert, da. Și că, deci asta mi-a povestit, mi-a zis, domnule, și la câteva zile am înțeles că, după câteva zile am înțeles că ați vorbit. Da, da. N-ai putut să vorbești câteva zile și voi fi... Da, noi suntem frați. A venit, eram întins pe jos, acum a venit după meci, că Gica e Gica. Și a zis, bă, felicitări, am ratat anul trecut când am venit, zic, nu m-ai găsit că eram, știam dat și unde stăteam, da, ce să-i faci? După atâția ani, dacă eu nu pot să-mi cenzurez emoțiile... Asta e situația. Fiecare da. E construit da. Într-un alt fel. Bun. O să ne oprim aici. Mulțumesc mult, Cristi. Mulțumesc mult, Meme. Mulțumesc, prieteni, să rămâneți alături de noi. Evident, nu uitați încă o dată, repet în final de emisiune, Alex Ghiuzan, 3837, este nicul celui care câștigă biletele, cele două bilete la avantpremiera filmului Nasty. Evident, va fi contactat de oamenii noștri și îi se vor comunica codurile respective. Le mulțumim celor de la Transilvania, fiindcă ne-au pus la dispoziție aceste bilete. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți cu bine!